Ștefan, felicitări, iată o victorie concludentă, un pas înainte, cum vezi această primă partidă din noul sezon? Cred că a fost un început bun, pe alocuri foarte bun, mă rog, ca orice început mai avem și ne mai și potignim în anumite, în anumite momente. Cred că am avut și un pic de șansă că la primul gol pe care l-am marcat noi au făcut penalti și cartonaș roșu și cred că asta a influențat mult diferența dintre cele două echipe, dar mi-aș dori ca atitudinea băieților să fie permanent conectată la joc și concentrată la ce avem de făcut, nu să ne relaxăm cum s-a întâmplat după golul 2 și sumedenile de ocazii pe care le-am ratat, le-a dat impresia că meciul e deja câștigat și o greșeală sau o acțiune pe care au avut-o și au finalizat-o ne-au dus la o situație destul de limită, aproape la un gol, știți cum e la fotbal, se poate întâmpla orice și nu vrem să pierdem puncte gratuit, cum au fost în anii trecuți, ca să muncim apoi și să fim obligați să câștigăm toate jocurile, să ajungem sus. Până la urmă, ce contează cel mai mult e ca acești jucători să-și arate veleitățile pentru fotbalul de performanță. Noi acolo vrem să-i ridicăm, să-i împingem. Trofeele vin ca urmare a unui joc bun și mai ales ca urmare a unei creșteri calitative a fiecăruia dintre ei. Glumim puțin, parcă ar fi o rețetă la Universitatea Craiova cu aceste ratări. Și la echipa a doua am văzut foarte mari. La prima nu mai vorbim, la tine iarăși s-a ratat angro. Da, paradoxul este că chiar se lucrează și lucrăm mult, intensiv pe aceste faze ale jocului, momente ale jocului. Unele ies, altele mai puțin. Rămâne să ne preocupe în continuare acest aspect. E important că ajungem în zona de finalizare acolo cu mulți jucători, cu acțiuni multe. Sigur că procentajul ar trebui să fie mult mai ridicat și atunci ne-ar fi mai ușor cu câștigarea jocurilor. Urmează o deplasare în Ardeal, jucați la Brașov, cum va? Mergem la Brașov, o echipă pe care am văzut-o anul trecut când erau la U17, o echipă bună. Sunt și condițiile speciale pe care le dă terenul lor, un teren sintetic, dar extrem de tare, pus cumva pe ciment, mingea sare foarte ciudat. Va fi destul de greu, sperăm să ne mobilizăm, să fim inteligenți, să ne adaptăm la suprafața de joc și la caracteristicile specifice jocului și să ne întoarcem victorioși de acolo. Vrem să rămânem echipa acolo sus, unde am fost anii ăștia doi în care am reușit performanțe foarte frumoase. Ați fost numărul 1 anul acesta, să ne gândim tot așa? Le luăm treptat. Sigur că orice victorie va aduce o stare bună și se spune că victoria aduce victorii mai departe. Asta încercăm, să le implementăm băieților un caracter puternic, genul de mentalitate de învingător, de campion, să trateze fiecare joc la cel mai înalt nivel și să-și dorească să câștige în fața oricărui adversar. Mersi, multă baftă! Cu drag, mulțumesc și eu!